soțul și munca în gospodărie. Odată, o țărâncă s-a săturat să tot audă ocările soțului pentru că era nemulțumit de cum își făcea ea treaba. Așa că într-una din zile îi spuse: mâine eu mă duc pe câmp, iar tu te vei îngriji de treburile gospodăriei, căci tu și așa știi cum se face mai bine. A doua zi, soțul început să frece untul, dar obosi repede și se făcu sete. Coborâ în pivniță să bea o cană cu vin. Îi dădu cep butoiului, dar tocmai atunci auzi cum porcul intră în casă și răsturnă cobilița cu unt. Fugi înapoi pentru ca nu cumva porcul să mai facă boroboațe și uită să pună cepul la butoi. Dimineața trecu. La prânz, când puse la fiert mămăliga, își aduse aminte că a uitat să ducă vaca la păscut. Așa că se gândi să o ducă pe acoperiș pentru ca să pască iarba crescută printre țigle. Nu i-a fost deloc ușor să ducă vaca pe acoperiș. Până la urmă reuși, dar pentru ca să nu cadă jos, o legă cu o sfoară. Mămăliga între timp rămase pe foc. Trebuia să ajungă repede înapoi la ea ca să nu se ardă. Așa că se lăsă direct pe horn. Pentru ca să nu se lovească, își legă piciorul de celălalt capăt al sforii cu care legase vaca. Vaca, în schimb, a căzut de pe acoperiș, iar el a fost mucit de sfoară și i-a rămas capul înțepenit pe horn. Când se întoarse soția de pe câmp, găsi vaca atârnând în aer. Tăie sfoara, după care soțul ei de la celălalt capăt căzu. Femeia intră în casă, unde ce îi văsură ochii. Untul pe jos, pivnița înota în vin, iar soțul ei era cu capul în oala cu mămăligă. Atunci se apucă să pună în ordine lucrurile din casă. Nici nu mai trebuie să vă spun că din acea zi soțul ei nu s-a mai băgat în treburile soției niciodată.